Superliga vă este oferită de Superbet. A avut o lovitură de la 11 metri, a fost doar bară. Aici este un șut însă care se duce peste poartă. Nu cred că a fost deviat. Tașini prea în careu, mi se pare prost organizată defensiva Chiliei Târgoviște, care are oameni. Nu dau seama ce l-a nemulțumit, nu s-a dat nici măcar corner în favoarea UTE. Vine aici din nou acțiune periculoasă. Tașini așează această minge pentru șutul lui Giobelu. Încep să se lege parțeme destul de neplăcute pentru Adi Mihalcea. Fără șuturi pe cadrul porții, însă acuratețea pare să fie. Meciul are ritm și aici este un contraatac, 2 contra 2 cu sprintul lui Popadiuc. Cooper. Se cuvenea o pasă. Nu poți să-l contrazici. Dacă ar fi dat cu efect, ar fi și-ar fi pus cu echipierul într-o poziție foarte bună de finalizare. Popadiuc, când sezonul în care se înscrie din acest corner, sigur ar putea să cântărească și acea ieșire. Matov, un șut de la distanță, o minge care intră în poartă. Ce noroc! Șutul de undeva de la 30 de metri, mai mult de atât, poate. Un șut care prinde pământul chiar în fața portarului. Mingea îi scapă pe sub mâini, se lovește de bară și apoi din umărul sau din spatele lui Balaur intră în poartă. Mare a fost însă felul în care a luat golul Dragoș Balaur. Aici e minge în fața porții și chiar putea să fie 1-1. Implementare. Era offside. Dar nu știu că sunt fonduri pentru că Dinamo se joace pe Arena Națională. Aici pasă cu călcâiul și un șut foarte frumos, execuția lui Cheșeru. Primele semne. În momentul în care crainicul arenei a anunțat această schimbare, reacția din tribune a fost una cât se poate de... lui Cașini. Minge trimisă destul de bine, reluare excepțională, golul lui Benga, fostul jucător al Chindiei, tocmai el marchează. 1-1, Benga se desprinde din marcaj, ar fi trebuit să-l țină Buldor, însă Buldor ratează startul, e prea târziu când ajunge lângă adversar. Reluare excelentă și iată că Ubing are o centrare la acest corner de foarte bună calitate.